Evenimente rutiere se produc în fiecare zi pe drumurile din Maramureș, dar cele grave sunt reținute și mai mult rămân în memoria cetățenilor. Așa se va întâmpla și cu accidentul mortal care a avut loc seară pe drumul național 18 în localitatea Berbești. Atât a mai rămas din autoturismul condus de Vladuț Codrea un morman de fiare. Tânărul a intrat aseară într-un autovehicul parcat în afara părții carosabile și apoi într-un stâlp de beton pe care l-a rupt. Pompierii de la detașamentul Sighet au intervenit cu două echipaje. Șoferul a rămas prins între fiarele mașinii și era inconștient. A fost extras din fostul autoturism după câteva minute, dar, din păcate, fără viață. Avea 22 de ani și permisul îl obținuse de câteva săptămâni. Viteza excesivă a fost cea care a dus la această tragedie. Polițiștii au deschis în acest un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă.